În această săptămână, guvernul Filip a marcat jumătate de an de la investire. În contextul ultimelor crize politice de Republica Moldova, jumătate de an de activitate este deja un termen considerabil. Dar în loc de aprecieri și felicitări, Cabinetul de Ministri a primit o invitație în Parlament, unde va trebui să susțină un examen în fața deputaților. Joi, Partidul Socialiștilor, inițiatorul acestei invitații, a înregistrat o moțiune de cenzură susținută de către liberal-democrat și câțiva comuniști. Bună seara, doamnelor și domnilor! Această moțiune de cenzură ridică mai multe semne de întrebare și anume, de ce liberal-democrații care se declară pro-europeni au făcut o coaliție cu anti-europene din PSRM și PCRM? De ce socialiștii au inițiat moțiunea de cenzură dacă nu cred că vor reuși să dea jos guvernul Filip? Există motive serioase pentru a demite un guvern în ajunul semnării acordului cu Fondul Monetar Internațional? La aceste și alte întrebări vom încerca să găsim răspuns în această seară împreună cu Vasile Bolea, deputat PSRM. Bună seara! Bună seara! Valeriu Ghilețchi, deputat neafiliat. Bună seara, domnule Ghilețchi! Bună seara! Sergiu Sârbu, deputat Partidul Democrat de Republica Moldova. Bună seara, domnule! Bună seara! Societatea civilă este reprezentată la aceste discuții de către Andrei Andreievski, comentator politic, și Ruslan Șefcenco, doctor în istorie. Bună seara tuturor! Dar înainte de a începe dezbaterile, să vedem cum a fost înaintată moțiunea de cenzură de către coaliția ad hoc formată din PSRM, PLDM și o parte din deputații comuniști. Pe moțiunea de cenzură și-au pus semnăturile 24 de deputați socialiști, 7 liberal-democrați și 3 deputați din partea Partidului Comuniștilor. Ideea de a da vot de neîncredere guvernului Filip aparține socialiștilor, care s-au supărat că majoritatea parlamentară le-a respins propunerea de a-l chema pe premierul Pavel Filip la audieri privind activitatea sa în ultima jumătate de an. Chiar dacă au inițiat moțiunea de cenzură, socialiștii nu cred că vor reuși să dea jos guvernul. Au fost nevoie de 8 moțiuni simple pentru că, în sfârșit, să reușim să depunem astăzi și o moțiune de cenzură. O să vedem. Sunt sau nu șanse să fie demis? Probabil nu sunt. Dar scopul este ca să vină Filip încoace, guvernul să vină și să ne raporteze cu ce s-a ocupat toată această perioadă. Potrivit moțiunii de cenzură, criza politică, economică și cea socială din ultimii ani este rezultatul incompetenței guvernării. Astfel, reiese liberal-democrații care au susținut documentul au semnat și pentru rezultatul guvernelor precedente, conduse de fostul președinte al PLDM Vlad Filat și exponenți ai partidului. Iar pro-românii declarați Vadim Pistrinciuc, Maria Ciobanu și Tudor Deliu au întors spatele Bruxellesului și au pus semnătura pentru intensificarea relațiilor cu Rusia. Pe de altă parte, președintele Parlamentului le-a reproșat aleșilor PLDM că nu se sfiesc să ceară bani de la acest executiv în interes de partid. Mai exact, Adrian Candu le-a amintit acestora despre votul favorabil dat miercuri de guvern pentru proiectul de lege al PLDM privind achitarea chiriei sediului formațiunilor politice din bugetul de stat. Majoritatea parlamentară v-a întins mâna ieri, iar astăzi răspundeți cu pumnul. Și asta tot în beneficiu țării. Vă mulțumim foarte mult! Democratul Dumitru Diacov a constatat că forțele de stânga și liberal-democrații practic au oficializat crearea unei alianțe în legislativ. Noi avem o mai bună clarificare acum în Parlament. Există două coaliții, coaliția de guvernare și o coaliție din aceste trei partide. În sfârșit, comuniștii, PLDM-ul, au aderat la Partidul Socialiștilor. Liderul democrat Marian Lupu susține că moțiunea de cenzură se va termina cu nimic și califică drept o frustrare pactul liberal-democraților cu socialiștii. Din păcate, orică s-au lăsat pradă unor frustrări destul de ieftine și puțin fundamentate și nu conștientizează că această îmbrățișare puternică cu socialiștii nu este altceva decât sărutul lui Borgia, figurativ vorbind. Premierul Pavel Filip a scris pe o rețea de socializare că moțiunea prin care un grup de deputați vrea să demită guvernul fără niciun argument serios este o confirmare a faptului că rezultatele obținute de executiv deranjează anumite cercuri politice care își doresc instabilitate și haos. Guvernul Filip a fost votat de 57 dintre cei 101 deputați, iar pentru a fi demis este nevoie de votul a cel puțin 51 de parlamentari.
Am revenit în studio. Prima întrebare este pentru dumneavoastră, domnule Bolea. Eu înțeleg intenția oricărui partid din opoziție. Scopul este de a veni la guvernare. Întrebarea mea este de ce acum, când și statistica spune și organismele internaționale că țara merge bine? De fapt, statisticile arată altfel. Și depinde care statistici. Acele oficiale. De la asta mă refeream și eu. Acele oficiale vorbesc despre altfel. Că țara merge într-o altă direcție, într-o direcție greșită. La nivel macroeconomic avem, nu avem plusuri, avem doar minusuri. Minusuri avem la export, minusuri avem la importuri, minusuri avem în buget. Bugetul a fost aprobat cu o gaură de aproape 10,2 miliarde lei. La capitolul combaterea corupției sau integritate, noi vedem ce se întâmplă. Când judecătorii, procurorii arată averile, Porsche-urile lor costă câte 11.000 de lei. Și la capitolul frauda bancară nu avem niciun rezultat. Ba din contra, ceea ce a spus 3 luni în urmă premierul Filip la Bruxelles, că frauda bancară trebuie să continuă, noi vedem astăzi. Astăzi, prin acea lege prin care poporului îi se impune ca din bugetul de stat, din banii tuturor, să se plătească rezultatele acelei fraude bancare. Dar nu era vorba de 21, ancheta privind 21 frauda bancară. De miliarde de lei se vrea ca să plătească poporul Republicii Moldova. Acestea sunt, pe scurt, rezultatele guvernării de jumătate de an a Republicii Moldova. Și de aceea ați hotărât să înaintați această moțiune de cenzură. Noi am hotărât să o înaintăm încă o lună, o lună jumătate în urmă. Dar, din păcate, ea nu a fost susținută, cu toate că și comuniștii, și liberal-democrații au spus că vor susține o asemenea moțiune. Atunci, domnule Sârbu, un moment, dumneavoastră nu ați știut despre astăzi această moțiune de cenzură, după cum spune domnule Bolea, de acum două luni de zile? Textul acestei moțiuni probabil este gata încă de vreo 6 ani în urmă. Am început eu să scriu astfel de texte când eram la Partidul Comuniștilor, texte șablon care de fapt pentru orice partid de opoziție trebuie să fie pregătite, deoarece la orice moment aceste texte șablon cu aceleași acuzații, practic motamo, virgulă cu virgulă, deja se regăsesc ani și ani de zile. Și vreau să vă spun că practic vreo 60% din acest text frumos în fiecare an este preluat și cu niște etichete bine structurate au fost trecute și în această moțiune. Este mai mult o povestioară lirică despre niște balaure în imaginația opoziției și cred că este logic și orice parte de opoziție trebuie să utilizeze acest instrument. Este unica posibilitate juridică constituțională cumva să se afirme în ajun de campanie electorală, evident, au nevoie de un astfel de gest. Este unica posibilitate constituțională cumva să se impună primul ministru să vină în Parlament, cu toate că el oricum avea de gând să vină în Parlament, deoarece da, conform regulamentului Parlamentului, odată în an, guvernul vine deci la audiere, vine la raport și oricum, din câte cunosc, trebuia să vină, deoarece scorul acestor moțiuni astăzi este 8-0, nu împotriva, nu în favoarea Partidului Socialiștilor, 8-0, 8 moțiuni simple au depus, toate au picat și chiar trebuia să vină premierul ca să pună un punct mare acestui meci de fotbal care a intrat în prelungiri și în extra time, acum a ajuns la faza de penaltiuri și probabil Partidul Socialiștilor va primi încă vreo 8 șuturi care nu vor fi nici cu un răspuns. Dacă nu trece această moțiune, cu siguranță nu va trece această moțiune. Atunci, a confirmat-o și liderul Partidului Socialiștilor. Bine, niciun rost din punct de vedere juridic. Da, statisticile care au fost aduse, evident, sunt toate din pod undeva, deoarece eu nu știu de unde a găsit domnul Bolea 10 miliarde gaură în buget. Uitați-vă atunci când
cifra de buget este de 30 ceva de miliarde. Unde ați văzut dumneavoastră deficit bugetar de 30%? Eu, bine, nu sunt economist, dar nici așa gafe nu comit și este păcat, domnule Bolea, deoarece dacă tot încercați să o scriți, atunci nu există nicio gafă de 10 miliarde. Și evident că probabil au primit, știți, o indicație în seara zilei, repede scriți ceva, numai să scriți că să venim să semnăm. Au scris ce au reușit să mai compileze din ani în ani niște fraze, dar evident că este o moțiune care doar nu are nicio șansă. Invitație din partea societății civile. Cât de reală vi se pare această moțiune de cenzură și în lumina acestor cifre acum? Domnule Șevcencu. Da, este clar scopul acestei moțiuni de cenzură. Scopul constă în faptul ca Partidul Socialiștilor să argumenteze că de azi înainte este liderul opoziției parlamentare și nu numai parlamentare, dar și în opoziție și în societate, să dovedească încă o dată că în pofida faptului că protestele stradale au ieșuat, totuși noi continuăm opoziția aceasta deja în cadrul Parlamentului, noi continuăm lupta împotriva guvernării și noi putem aduna în jurul nostru și o bună parte din deputați din alte fracțiuni parlamentare. Aceasta este scopul, dar foarte bine știa și domnul Dodon și alți deputați că moțiunea aceasta de cenzură nu va trece. Era clar acest lucru inițial. Pur și simplu trebuie de arătat încă o dată rolul său de bază în opoziția actuală parlamentară. Domnule Andreevski, noi asta ce opinie aveți? Este o acțiune de PR, pur și simplu? Я думаю, что да, это признак того, что приближаются выборы, что нужно поработать над своим пиаром, потому что, господа социалисты, действительно, это как уже контрольный удар. До этого они 2 месяца объявляли каждому министру по очереди. То есть, ну, я их понимаю, это оппозиция, это их работа. Но тут, конечно, есть другая проблема, что вы вот этим делом нивелируете вообще, что такое вотум недоверия. То есть после этого оно уже теряет всякую ценность. То есть вот в США вотум недоверия – это громкий скандал, это об этом говорит весь мир. А у нас вотум недоверия объявляют каждые пару месяцев, и уже никто не воспринимает всерьез это. А вот здесь. Domnule Ghelenski, pentru dumneavoastră a fost o surpriză această moțiune de cenzură, dar înainte replica dumneavoastră. Vă rog. Da, referitor la ce a spus colegul Sârbu, că deja sunt șablon de 6 ani de zile. Sigur. Asta înseamnă că, stimați colegi dumneavoastră, de 6 ani de zile ați furat acest popor, de 6 ani de zile ați devalizat bănci, de 6 ani de zile nu ați făcut nicio reformă în justiție. Și dacă domnul Sârbu spunea și de 6 ani de zile v-ați bătut joc de acest popor. Domnul Bolea, eu vreau să vă spun că conform ultimilor modificări la legislația electorală, campania electorală se va permite de la 1 septembrie și eu chiar vă rog, hai să discutăm profesionist, deoarece cu enunțuri electorale, noi încă probabil în acest studiu ne vom mai întâlni, dar dacă veniți cu anumite replici, dacă suntem la replica, atunci să veniți cu replici argumentate, deoarece și eu pot să vă spun că și pe timpul atunci când liderul dumneavoastră a fost la putere, tot s-a furat, s-a făcut aceea și atunci noi putem să ne... de a închide iarăși gura opoziției. Să nu închide gura domnului Ghelenski în cazul ăsta. Să lăsăm să vorbească. Da, vă rog. Evident, orice moțiune este un instrument. E un instrument folosit de opoziție, fie o moțiune simplă, fie o moțiune de cenzură împotriva guvernului și opoziția parlamentară s-a folosit de această moțiune. Dacă ne referim la această moțiune, care va fi dezbătută miercuri în Parlament, din punctul meu de vedere este mai degrabă o moțiune de conjunctură decât o moțiune de cenzură. Pentru că, așa cum spunea domnul Bolea, ea a fost inițiată cu 1 lună și jumătate în urmă, dar nu erau suficiente semnături pentru a fi înregistrată și pentru a fi depusă în Parlament. Joi lucrul acesta s-a întâmplat după principiul protiv că văd rujim rebeata și s-au găsit mai multe semnături care au fost puse pe această moțiune ca ea să fie înregistrată și să... Asta avem... era, vroiam să vă întreb. Care au fost argumentele socialiștilor, ne vom referi și la dumneavoastră, pentru a-i convinge pe liberal-democrați
și câțiva comuniști să semneze această moțiune de cenzură. Eu cred că a fost argumente de ordin politic, dar mai mult a dominat o așa dimensiune pur emoțională, pentru că răspunsul care a venit din partea domnului Candu, precum că domnul Filip, el nu va veni până la sfârșitul sesiunii în ședința de plen, i-a îndărătat pe liberal-democrați în particular, pentru că ei au dorit acest lucru. Eu cred că poate era mai bine dacă venea domnul Filip. În același timp, comportamentul foștilor colegi tot denotă lipsă de maturitate politică, pentru că într-o situație ca aceasta, să pui semnătura pe o moțiune de cenzură care vorbește despre fostele guvernări, guvernări din care ai făcut parte, pe o moțiune de cenzură de care câțiva ani. Da, pe câțiva ani. Și guvernele anterioare, doar guvernul Filip este sancționat sau criticat în această moțiune de cenzură. Apoi este criticat acordul de asociere, este criticat faptul că noi... Este criticat noi avem... pentru că a făcut altceva decât... Da, și noi împreună am votat acest guverne. Acord de asociere. Eu, reflectând un pic la votul foștilor colegi, mi-am amintit de acel caz cunoscut când acea femeie simplă de la țară a venit cu un... braț de vreascuri, le-a pus la picioarele lui Jan Hus și vă amintiți replica lui celebră. De fapt, anul acesta se împlinesc 601 ani de când Jan Hus a fost ars pe rug și el a rostit o sancta simplicitas, adică o sfântă simplitate sau naivitate, în cazul dat de care au profitat colegii din Partidul Socialiștilor. E regretabil lucrul acesta, pentru că de punct de vedere politic, eu cred că semnăturile lor nu trebuiau să se regăsească pe această moțiune de cenzură. În același timp, am, să zic așa, o critică sau o replică și în adresa domnului Bolea. Argumentul de bază care este invocat este criza economică, socială din și politică. Eu rămân convins de faptul că nu pot soluționa o criză generând o altă criză. Ceea ce cer colegii socialiști este alegeri anticipate, dizolvarea Parlamentului, lucru care cu siguranță nu va putea să ne ajute la ieșire din această criză. Criza trebuie depășită pe cale constituțională, pe cale politică, prin discuții în Parlament și așa cum s-a menționat, cred că vom mai reveni, sunt anumite lucruri care s-au reușit. Poate s-au reușit puține și de aceea când cineva pune întrebare, merită acest guvern să fie demis? Pe de o parte merită să fie demis, pentru că toate guvernele merită să fie demise. Nu sunt ideale. Nu este niciun guvern ideal. În același timp, dacă luăm prin comparație și analizăm, ne dăm seama că totuși s-au pornit anumite lucruri. De exemplu, avem în domeniul financiar-bancar un pachet de legi care a fost votat și foarte mult sperăm că el ne va ajuta pe viitor să nu se repete ceea ce s-a întâmplat cu furtul miliardului. În același timp, aceasta nu eschivează sau, să zic, nu scoate de pe guvern responsabilitate, inclusiv de pe clasa politică, ca ancheta privind furtul miliardului să fie dusă la bun sfârșit. Să știm totuși cine se face vinovat de lucrul acesta. Și cu un element. Da. Deci sigur că este acea, de exemplu, cum vom găsi soluția privind întoarcerea banilor. Sunt o serie de întrebări, dar ele trebuie discutate și nu trebuie antagonizat, nu trebuie demis un guvern pentru a găsi soluția la problemele care sunt astăzi în societate. Toate aceste soluții pot fi găsite printr-o moțiune de cenzură? Printr-o asemenea moțiune poate fi găsit doar un blocaj instituțional și mai mare. Printr-o asemenea moțiune și printr-o demisie a guvernului în această perioadă, evident, poate fi instaurat un haos, într-un haos în care, evident, se simt foarte bine acele forțe antisistem, acele forțe care vor să vină cu orice preț la putere în scop personal și nici într-un caz în scopul de a soluționa problemele cetățenilor. Noi am avut 5 premieri într-un an și câteva luni. Cred că asta a fost cea mai gravă problemă pe care am putea noi toți, clasa politică, să ne o reproșăm din cauza acestei instabilități și crize politice și s-au stopat multe reforme. Iată că astăzi avem un guvern care de 6 luni deja a instaurat și această guvernare a instaurat o stabilitate politică. Avem deja rezultate, puține, dar rezultate. Noi am stopat recesiunea economică, am început să găsim soluții pentru majorări de salarii la medici, la pedagogi. Suntem în ultima fază de a semna un acord cu Fondul Monetar Internațional pentru a deschide acele finanțări extrem de importante pentru dezvoltarea infrastructurii și investițiilor în Republica Moldova. Și evident că asta deranjează foarte mult opoziția, care
știu foarte sigur, acum sunt într-un knockdown și dacă va fi semnat și memorandumul cu femeie, vor fi într-un knockout în care poate domnule nu se vor mai ridica niciodată. Sigur, sunteți în knockdown? În knockdown se află guvernarea începând cu data 20 ianuarie, atunci când timp de noapte a fost instaurat în Republica Moldova. Și ceea ce spune colegul Sârbu că totul este bine la noi în țară, duceți-vă în raionul Orhei. Aproape. Este mai bine decât a fost raioane, un an în urmă, domnule Bolea, și nu încercați să mă să manipulați opinia publică. Noi am stopat acea criză de sistem și începem puțin cu puțin să ne ridicăm înapoi din genunchi. Și trebuie să știți foarte bine. Această guvernare scumpoartă. Este inclusiv activitate parlamentară transferată într-un studiu. Nu suntem într-o activitate parlamentară. Dar suntem într-o discuție liberă, domnul Bolea, și într-o discuție liberă este foarte important să nu spuneți minciuni. Să nu spuneți minciuni, deoarece minciuna este un păcat foarte mare și domnul Ghelețchi ne va confirma acest fapt. Da, vă rog, domnule Bolea, dacă mai aveți ceva de spus, dacă nu, am eu o întrebare. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, ați discutat textul acestei moțiuni de cenzură cu Liberal Democrații înainte de data înaintării lui în Parlament? Ei cu certitudine au văzut acest text, inclusiv și în dimineața zilei de vineri când a fost această moțiune semnată și înaintată. Dar ați discutat cu ei acum două luni când l-ați scris prima dată? Au așteptat Liberal Democrații un favor din partea guvernării, iar atunci când domnul... Ce-ar fi trebuit să însemne acest favor din partea guvernării? Favor din partea guvernării înseamnă venirea prim-ministrului în Parlament, conform legii, să dea raport odată în sesiune parlamentară. Și cine decide asta? Parlamentul, ceea nu? Ceea ce este prescris în lege, prim-ministrul trebuia să vină și să dea un raport. Prim-ministrul în cazul respectiv a ignorat legea, a încălcat-o și nu a venit în Parlament. Și a rămas o singură soluție cum să-l determinăm pe prim-ministru să vină în Parlament, este moțiunea de cenzură. Iar în cazul respectiv prim-ministru nu va veni de unul singur, va veni cu toți miniștrii la raport să susțină sau să combată acea moțiune deci de cenzură. Deci este o invitație mai mult forțată decât regulamentară. Este o invitație către prim-ministru. Eu vreau dacă să nu spun... a vrut să vină de bună voie, va veni de nevoie. Eu vreau să spun că și potrivit în cazul legii... respectiv, stimați colegi. Da, vă rog, domnule, vă rog să rotingiți, domnule. Și în cazul respectiv, toată țara va vedea ce a făcut primul ministru, ce a făcut cabinetul de miniștri, cum s-a isprăvit în toată această perioadă. Oamenii trebuie să vadă, să știe, să cunoască cu ce se ocupă guvernul. Dar nu cu acele osane glorioase, nu cu acele nimic? Osane glorioase care le aduc unii experți și inclusiv prim-ministru, inclusiv unele televiziuni care îl slăvesc, îl proslăvesc mai mult ca pe Dumnezeu. O să vină în Parlament, o să primească acele întrebări la care ați trebuiască să dea răspunsuri. Eu aș recomanda colegilor din opoziție să revadă conferința de presă și declarațiile reprezentanților femeii de la finalul misiunii de negociere. Eu le-aș recomanda să vadă și declarațiile corpului diplomatic și acelor prieteni și oficiali internaționali care au dat apreciere acestui guvern, deoarece nu noi dăm apreciere, cu siguranță ei ar trebui să dea. Sunt și acele declarații ale experților și analților demnitari din Uniunea Europeană referitor la activitatea acestui eu guvern. Și vă rog și inclusiv unele pasaje a prim-ministrului Filip, care a spus că frauda bancară trebuie să continuă. Vreau să-l întrebăm pe acest prim-ministru. Domnule Bolea, nu insistați. Cum domnule și în ce mod va continua această frauda bancară? Dumneavoastră sunteți acum puțin ridicol și insistați la o chestie care de fapt eu nu insist, este... voi insistați, dar noi dacă întreprindem măsuri să se contracarăm. Sunteți puțin chiar dar acum ridicol, domnule Bolea, deoarece... inclusiv prin moțiuni de cenzură asemenea lucruri.
deoarece să nu se vedeți cum se încearcă, se încearcă rupe din context și nu se vede că sunt 30 de dosare penale, sunt zeci de persoane reținute, arestate, condamnate pe acest fapt. Da, bine, dar asta nu se vrea să se vadă. Noi am întrebat ministrul justiției referitor la aceste 30 de dosare. Nu are ministrul justiției nicio treabă cu... Suspendate dosarele, inclusiv cele... O să le vorbim justiției. Nu am agis oamenii, eu vă rog. Domnule Bolea, ministrul justiției nu are nicio treabă cu acele dosare. Păi da, ministrul justiției are numai compania aeriană. El nu are nimic absolut cu justiția. Domnul Ghilețchi, vă rog. Eu, pe de-o parte, mă bucur că stau aici între doi colegi și altfel probabil s-ar fi atins unul pe altul. Pe de altă parte, deja mi-e teamă un pic. Mă uit într-o parte și în alta, dar sper că totuși vom păstra un spirit civilizat în aceste dezbateri, pentru că la aceasta suntem chemați, stimați colegi. Revenind la situația legată de moțiunea de cenzură. Sigur, pe de o parte, înclin să-i dau puțină dreptate sau într-o anumită măsură dreptate domnului Bolea, dacă domnul Filip venea pentru o simplă audiere, această dezbatere sau această audiere în Parlament ar fi fost mai puțin politizată. Prin moțiune de cenzură lucrurile s-au politizat, s-au tensionat, dar eu cred că e și datoria primului ministru să facă față acestei provocări. Noi am mai avut miniștri care au trecut prin prim-ministri, care au trecut prin moțiune de cenzură, e mai multă atenție din partea societății și e bine ca societatea să audă ce s-a făcut, pentru că sunt și lucruri care s-au făcut, așa cum spuneam. Iată, domnul Bolea a făcut referință la partea legată de integritate. A fost votat un pachet de integritate, după mine unul dintre cele mai dure pachete din Europa, sunt prevederi chiar mai dure decât în România. Noi până acum am avut lacune în ce privește problema integrității. Sperăm prin deja aplicarea acestui pachet votat în Parlament situația să se schimbe în bine. Eu vreau să vă întreb ceva. Da, întrebați. Spuneți-mi, vă rog, cunoașteți foarte bine colegii dumneavoastră din PLDM. Au ezitat o perioadă, după care au făcut pasul decisiv. Cum credeți? De ce? Eu deja m-am referit la acest lucru. Eu cred că a fost un moment politic care a dominat mai mult partea emoțională decât cea rațională. Pentru că, rațional vorbind, nu ar fi trebuit să semneze, din punctul meu de vedere. Pentru că am citit această moțiune de cenzură, sunt lucruri cu care ei nu sunt de acord. Cu siguranță, acordul de asociere, guvernele din care au făcut parte, dimensiunea vectorului nostru al politicii externe, relațiile cu Federația Rusă, deși noi suntem pentru relații bune cu Federația Rusă și am fost, dar oricum, accentele cum au fost puse în această moțiune de cenzură nu reprezintă cauza și idealurile Partidului Liberal Democrat pentru cei ce am luptat împreună în tot acești ani de zile. Dar într-un moment de acesta, emoțional, în Parlament, ei au decis să-și pună semnăturile ca să-l forțeze într-adevăr pe domnul Filip împreună cu întregul cabinet să vină în Parlament. Politic cred că a fost o greșeală, așa cum v-am spus. Acum urmează sigur alegători să dea o apreciere pentru gesturile noastre politice. Dar revenind la discuția în Parlament, eu cred că un element ar trebui totuși punctat aici. Elementul cum ieșim dintr-o criză. Noi am început treptat să ieșim din această criză. Când arde o casă, un om rațional sau popular vorbind, un om sănătos la cap, îl aruncă cu apă. Să încerci să demiți un guvern care depune eforturile în virtutea împrejurărilor care s-au creat. Eforturi care nu sunt ușoare. Să scoată țara din această criză, să demiți acest guvern, după mine, ar fi aproape la limita unei nebunii politice. Pentru că nouă ne trebuie să păstrăm continuitate la ceea ce am început. Sigur va veni ziua când vom sta cu toții în fața judecătorilor pe care numim alegător, va expira un mandat, atunci prezinți o dare de seamă și din nou alegătorii îți vor oferi un alt mandat sau vor oferi altor forțe politice. Pe care îi folosiți, țară... dar suntem nevoiți să revenim în câteva minute după o pauză publicitară. Revenim imediat, stimați telespectatori. Doamnelor și domnilor, am revenit la replica. Discutăm în această seară despre examenul parlamentar la care va fi supus cabinetul de ministri în ziua de miercuri, atunci când deputații vor examina moțiunea de cenzură înaintată de către socialiști cu susținerea liberal-democraților și a câtorva comuniști. Dezbaterile au început deja în studioul Prime cu domnul Vasile Bolea, deputat PSRM, Sergiu Sârbu, deputat PDB, și Valeriu Ghilețchi, deputat neafiliat.
Moțiunea de cenzură vine surpriză la jumătatea de an din mandatul guvernului, atunci când au apărut primele semne de însănătoșire. La ultima ședință a executivului, primul ministru Pavel Filip a reamintit că în curând Republica Moldova va avea acces la fondurile externe și a avertizat funcționarii asupra gestionării corecte a acestor bani. În caz contrar, vinovații vor suporta consecințe severe. Trebuie să fim foarte atenți cum cheltuim banii publici, să fie cheltuiți la timp și corect, astfel încât aveți promisiunea mea de onoare că cel care va cheltui ineficient fondurile poate în cel mai bun caz se va solda cu demisia. Pavel Filip a mai declarat că autoritățile de la Chișinău au avansat în negocierile cu femei și este convins că la toamnă va fi semnat un nou acord de finanțare. Pentru asta, Moldova și-a făcut temele pentru acasă. Ce am reușit în termen scurt, să stabilizăm sistemul bancar. Republica Moldova va avea parte, după implementarea tuturor măsurilor, de un sistem bancar transparent și unul în care să aibă încredere atât cetățenii Republicii Moldova, cât și partenerii de dezvoltare. După toate aceste realizări, vom debloca fonduri și investiții. Potrivit premierului, în cele 6 luni de activitate, guvernul a reușit să le demonstreze cetățenilor, dar și partenerilor de dezvoltare, rezultate și o schimbare de atitudine. Trebuie să recunoaștem și doar cei care nu doresc să recunoască acest lucru pot să nu afirme că Republica Moldova de astăzi este alta decât era în luna ianuarie. Avem toată hotărârea să muncim și mai mult în continuare. Guvernul Filip a fost învestit pe 20 ianuarie. Cabinetul de miniștri a primit vot de încredere din partea a 57 de deputați. Am revenit în studio și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, există motive pentru a demite acest guvern, având în vedere cele spuse de primul ministru și de invitații noștri? Da, domnule Șefcenco. Da, eu spun că în prezent totuși aceste contexte nu există, pentru că s-a instaurat, da, relativă, dar stabilitate în societate, relativă, desigur. Există totuși puțină, dar totuși creștere în economie. Există relativă stabilitate și în relațiile cu partenerii noștri externi. Există totuși un pas înainte și cu Fondul Monetar Internațional. Sunt, deci, perspective pentru a îmbunătăți situația de mai departe. Desigur că situația încă nu este stabilă în plin sens al cuvântului. Încă multe lucruri trebuie de făcut, foarte multe. Și în sensul colaborării cu societate, în sensul colaborării și cu opoziția, cu unii partenerii noștri externi, în primul rând Rusia, despre care s-a vorbit mult. Dar totuși primele semne sunt văzute și cu toate momentele negative, ele trebuie să fie recunoscute. Adică semne bune anul are în continuare? Da. Există și de aceea putem fi siguri că astăzi, totuși, majoritatea parlamentară va susține guvernul actual și el va merge mai departe. Probabil, problemele se vor începe deja doar în 2018, în ajunul alegerilor. Până atunci, dacă va fi semnat acordul cu FMI, probleme mari, probabil, totuși, nu vor avea loc. Opinia noastră. Ответ на ваш вопрос лежит в самом вотуме недоверия, который написали господа социалисты. Они апеллируют к двум проблемам. К тем проблемам, которые родились при предыдущих правительствах. Ну и совершенно нелогично, несправедливо судить за это правительство, которое свежее, только полгода работает. И вторая проблема то, что они проевропейские, то, что они не пророссийские. Ну, извините, это же логично, это же правительство, оно изначально и декларировало себя пророссийским. Поэтому, то есть ответ в самом их вотуме, что это в данном случае не относится к новому правительству. Но второй момент, то, что я бы не стал говорить о том, что прямо вот действительно у нас все прекрасно. Об этом рано говорить. То есть сейчас главное, что сделало это правительство, оно остановило падение в пропасть. Вот это самая важная вещь, которую оно сделало. Не идет речь о том, что мы завтра будем процветать. Еще предстоит очень длинный труд. Поэтому не надо раньше
времени обнадеживать людей, что вот завтра мы заживем, как в Швейцарии. До этого еще очень далеко. Но если сейчас раскачивать лодку и начинать устраивать какие-то серию перевыборов, тогда это отдалится еще на долгие-долгие годы. А если продолжать так нормально, стабильно работать, то, по крайней мере, останет какой-то ощутимой перспективой ближайшей. Доле воле. Sunt argumente pentru dumneavoastră sau nu? Ce a spus dumneavoastră, stimate expert, denotă faptul că nu ați citit pur și simplu moțiunea de cenzură. În prima parte a emisiunii ați vorbit despre faptul că au fost devalorizate, da, acele moțiuni simple care au fost date 8 împotriva sau împotriva unor miniștri. Vreau să vă spun că nu este adevărat. În toată această perioadă, și guvernarea tot a luat în serios aceste moțiuni simple pe care noi le-am înaintat. A fost mustrat aspru... Știind că nu au aliați ministru, pentru a le vota? A fost mustrată aspru ministra Roxanda Glavan. Dar vă n-ați moțiuni împotriva acestui ministru, domn Bole. În această perioadă a fost dat moțiuni împotriva lui Brega, unde se conțin inclusiv capitolul de medicină. În această perioadă a plecat în demisie viceministrul apărării. Mai sunt și alte semnale prin care prim-ministrul Filip îi mustrează, îi face cel puțin să lucreze pe acei miniștri împotriva cărora au fost date moțiunile simple. Domnul Bole, hai să facem un dialog. Da. Iar miercuri, dați eu să termin până la urmă și acolo, atunci, atunci da. Doar că nu are nicio legătură ce ai spus. Iar miercuri va veni inclusiv să susțină examenul său prim-ministru Filip. Mie ce este... așa să-i spunem, ce-mi place că guvernarea, necătând la faptul că încearcă să ignore opoziția, a luat foarte multe din acele moțiuni simple pe care noi le-am înaintat. Deoarece noi am înaintat moțiuni în simple și am criticat, nu este vorba de colaborare, noi am criticat activitatea miniștrilor, dar am propus și soluții. Și de fiecare dată guvernarea atunci când nu știe ce să facă, câteodată apelează și la cele soluții pe care le înaintează opoziția. То, что вы выносите вотум недоверия, вот, наверное, это просто получается излишним. Если вы сотрудничаете в этом плане критикой, помогаете власти меняться, это хорошо. Но зачем вотум недоверия? Вы же нивелируете ценность самой процедуры. Вы эксплик, стимати колег. Кум а спус ще домну Гелецкий. А спус, ка ну есть казу, седем жос гуверну, сау чева де дженоста. Атунч, ка не экзисте о кризе профунде, ще континуо, че а спус колегу сербу, ин декурс де 6-7 ани, unica soluție, inclusiv de ieșire din această criză, schimbarea guvernării. S-a mai schimbat. Noi și-o sperăm, pentru ce luptăm. Și poporul inclusiv despre asta vorbește. Deci, alegeri anticipate parlamentare și alegeri a președintelui de către întreg poporul. Mie îmi place foarte mult. Da, vă rog. Ce vrea poporul? Eu mă bucur, stimați colegi de platou, și mă bucur, domnule Bolea, că vă complaceți în ceea ce faceți, doar vreau să vă dezamăgesc că acele angajamente, acele obligațiuni, acele măsuri, instrumente și pași pe care le face guvernul, cu siguranță nu reiese din moțiunea dumneavoastră care este amulțirică. Păi prin asta mă dezamăgesc nu pe mine, dar dezamăgesc poporul Republicii Moldova. Aceste angajamente ies direct din documente arhicunoscute și sperăm că le cunoașteți, cu toate că poate nu le doriți să le acceptați, acordul de asociere, agenda de asociere, planul de acțiuni, programul de guvernare și foaia de parcurs care este realizată în măsură de practic 80%, și nimeni nu credea de acest fapt, și toți partenerii de dezvoltare apreciază acest fapt. Și pe toate domeniile de care s-a vorbit și unde am reușit să stabilizăm situația și socială și economică, reiese din acele angajamente ferme, reieșind din aceste documente și acțiuni care au fost realizate și nici de cum din criticile dumneavoastră, cu toate că, știți, cu toate că eu cred că o opoziție solidă, o opoziție constructivă, o opoziție sănătoasă, statul are nevoie întotdeauna, deoarece ea chiar ar trebui să monitorizeze și să vegheze cum guvernează, numai că nu doar să vină cu enunțuri pur electorale, dar și să vină cu soluții.
deoarece este ușor de a demite, de a da jos tot, de a striga că este rău, dar mult mai greu este să vii cu niște soluții. Am fost și eu în opoziție și știu cât este de simplu de a critica. Vă rog frumos, dacă veniți cu o moțiune de cenzură, dacă vreți să dați un guvern jos, anexați la această moțiune un program alternativ de guvernare. Arătați-ne care sunt soluțiile dumneavoastră să faceți mai bine decât au făcut-o alții. Un astfel de plan alternativ de guvernare nu este și nu cred că el poate exista, deoarece nu ăsta este scopul colegilor din opoziție. Scopul este de a destabiliza politic statul. Există la ora actuală motive pentru ca guvernul Filip să fie demis? Eu v-am spus anterior, nu văd aceste motive ca acest guvern să fie demis. Dimpotrivă, consider că o eventuală demitere a guvernului astăzi ar aprofunda criza din care ne străduim să găsim o ieșire și să o depășim. Ceea ce spuneau colegii din societatea civilă este un element de care trebuie să țină cont guvernul, trebuie să țină cont cei care fac astăzi parte din majoritatea parlamentară, pentru că sunt și o serie de chestiuni care așteaptă să fie soluționate. Și atunci când ai o susținere în Parlament, guvernul trebuie să-și asume întreaga responsabilitate ca în timpul care a mai rămas, până își va finaliza mandatul, să poată să rezolve o bună parte din aceste probleme. Aceasta va justifica, să zic așa, rămânerea acestui guvern în deplin exercițiu. În același timp, trebuie să, unde i-aș da dreptate aici deja lui Sergiu, domnul Bolea, dacă dumneavoastră, într-adevăr, ați fi propus o listă de soluții, singura soluție la care vă referiți este dizolvarea Parlamentului și organizarea unor alegeri parlamentare anticipate. Dacă noi și în felul acesta vrem în toamnă, pentru că plecăm în această vacanță pe o notă așa tensionată sau politic, să zic așa, antagonizată, dacă și în toamnă candidatul dumneavoastră va insista pe aceeași chestiune, pentru că a văzut până acum tot pe aceasta insistă, să fie, să ajungă președinte de țară și să fie dizolvat acest parlament, să fie organizate alegeri parlamentare anticipate, atunci de cine trebuie un asemenea președinte? Nu ne-ar trebui unul care să aibă viziune, să știe ce este de făcut cu această țară, să-și depună toate eforturile și toate cunoștințele sale pentru a găsi soluții, nu pentru a genera noi crize. Asta este extrem de important. Deci, în situația actuală, noi nu avem nevoie să generăm noi crize. Noi trebuie să unificăm toate eforturile noastre și cele critice despre care vorbiți dumneavoastră. Ele sunt binevenite, așa cum spunea și domnul Andreevski. Dar toate aceste eforturi trebuie canalizate pentru soluționarea problemelor care se confruntă cetățenii. Înțeleg și aceasta va fi, tot vor aprecia acest lucru. A demola e cel mai simplu lucru. A construi e mai mult mai dificil. De acord, domnule Bolea? Stimate domnule Ghilescu, vreau să vă duc la cunoștință că dumneavoastră ați fost ales pe listele Partidului Liberal Democrat. Iar între timp, dumneavoastră ați susținut o guvernare care a fost în decursul unei nopți creată și susținută de o majoritate parlamentară unde sunt 24 de deputați așa ziși neafiliați, care în popor se zvonește că au fost cumpărați de către cunoașteți cine din majoritatea parlamentară. Și dumneavoastră propuneți acum ca o modalitate de ieșire din criză ca și ceilalți deputați care acum sunt în opoziție să se vândă guvernării? Nu este o întrebare. Mă scuzați. Pentru că domnul Bolea nu a reușit să răspundă la întrebarea mea, a recurs la atac la persoană. Nu am recurs la atac la persoană. Eu v-am amintit că ați fost ales pe baze partidice. Eu am explicație, da. Și atunci când ești ales în Parlament, da, pe listele Partidului Liberal Democrat. Vreau să întreb acum specialiștii noștri din societate civilă. O scurtă replică, totuși am fost vizat. Eu am fost ales pe listele unui partid, dar acest partid, când a mers în campanie, a avut niște angajamente, a avut anumite responsabilități. Eu am rămas fidel acelor angajamente și responsabilități pe care mi le-am asumat în campania electorală. Și nu decizia unui partid. Până la urmă, electoratul care te investește cu un vot și tu îți asumi o anumită responsabilitate, asta contează cel mai mult într-o activitate politică. Și ce este mai important, partidul sau societatea care te-a votat? Asta este întrebarea. Bun. Eu am răspuns deja la această întrebare. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care ar fi consecințele pentru Moldova unui scenariu privind căderea guvernului acum sau în toamnă? Noi vom avea în perspectivă totuși atât desființarea Parlamentului, cât și căderea guvernului. Deci, timp de câteva luni, noi vom rămâne fără conducere, în genere, pentru că conducerea aceasta va fi doar temporară, câteva luni. Noi vom pierde relații care deja se stabilesc cu Fondul Monetar Internațional. Noi intrăm în impas
și din punct de vedere financiar, pentru că noi și acum suntem nevoiți să luăm bani din bănci pentru a achita salariile și pensiile. Noi vom intra în situația dezastruoasă și din alte puncte de vedere. De aceea, cred că totuși situația aceasta nu poate fi tolerată și nu poate fi acceptată. E un truc de PR acțiunea socialiștilor împreună da, cu PNL? Da, de PR și din alt punct de vedere. Partidul Socialiștilor, acest lucru se referă și la alte partide care se află astăzi în opoziție, nu propune astăzi nici echipa cabinetul din umbră care trebuie să fie la guvernare. Как я говорил, для социалистов это больше PR и отчет, в том числе перед своими старшими партнерами из-за границы. Для ЛДП у меня такое ощущение, что они просто подставились, потому что подписавшись под тем, признав то, что проблемы страны возникли из-за некомпетентности правительств в прошлые годы, они тем самым признали свою вину, свою ответственность за то, что произошло. Потому что Филипп все-таки назначен уже в этом году, даже и не с самого начала года. Поэтому говорить о том, что, как там сказано, в последние годы, то есть это абсолютно не совпадает. Dacă îmi permiteți... Mai avem un material. În această săptămână, Coaliția de Guvernare a lansat o inițiativă la discuție partidelor pro-europene din Parlament, reprezentanții majorității parlamentare, și a exprimat speranța că, printr-o comunicare eficientă și constructivă, s-ar putea identifica cele mai bune soluții pentru modernizarea țării. Deocamdată, acest apel a fost auzit doar de către Partidul Popular European din Moldova, în cadrul Consiliului Național al formațiunii condusă de către Iurie Leancă, s-a decis aproape unanim inițierea săptămâna viitoare a unor discuții pe tema integrării europene a Republicii Moldova. Vom negocia un acord, așa cum s-a propus la prima discuție, un acord pe care se va axa pe anumite priorități clare, reforma justiției, lupta împotriva corupției și, bineînțeles, că e vorba de sectorul bancar și, în mod special, cum recuperăm pagubile aduse sectorului bancar, cum pedepsim pe cei care s-au făcut vinoveți de acest lucru. Am revenit în replica și vreau să vă întreb pe toți, cum credeți, ce i-a determinat pe popularii europeni să accepte propunerea coaliției de guvernare? Cel puțin până la acest moment știm lucrul ăsta. Vreau să vă spun că din probabil și nu în ultimul rând, un motiv au fost acele nenumărate discuții a noastre cu partenerii de dezvoltare atât la Bruxelles cât și în alte capitale europene care evident doresc ca majoritatea parlamentară să se extindă și majoritatea parlamentară să devină mult mai stabilă pe filiera europeană. A recunoscut-o și domnul Leancă, și dumnealui a avut discuții și chiar partenerii noștri europeni foarte mult își doresc o stabilitate pro-europeană. Ce poate aduce partidul domnului Leancă cu doi deputați? Și vreau să vă spun că noi am discutat în cadrul Consiliului de Guvernare și am acceptat unanim că avem nevoie de o extindere, mai ales pe filiera expertizei, expertize pe care o are Partidul Popular European și domnul Leancă, că a fost ministru de externe și prim-ministru, expertiza pe filiera agendei de integrare pro-europene și este foarte important, deoarece nu este vorba de voturi. Nu avem nevoie acum de voturi în Parlament, ceva pentru, știți, un deficit în acest sens, dar de profesioniști, de oameni competenți, da, dar de profesioniști, de oameni competenți, de o expertiză în diverse domenii, inclusiv pe filiera integrării europene. Evident că avem nevoie și această consolidare de forță cred că va da numai bine stabilității politice în Republica Moldova. Bine, în contextul moțiunii de cenzură aș putea spune că răspunsul domnului Leancă ar însemna ei vor să ofere soluții, vor să vină cu anumite propuneri, în timp ce alții vin cu condiționări, vin cu piedici. Sau vor să dea soluții numai? Vom vedea, pentru că e vorba și de anumite negocieri. Am înțeles că ei vor lansa niște negocieri dacă se vor alătura majorității parlamentare sau nu, dar la prima etapă am înțeles că sunt dispuși să ofere soluții și totodată să participe. Adică totul depinde și de modul cum ne vor înțelege sau se vor înțelege în cazul dat cu factorii cheie din majoritatea parlamentară. Deci urmează să vedem parcursul acestei săptămâni care vor fi evoluțiile. Dumneavoastră, cum apreciați această decizie?
de moment a Partidului Popular European? Este o decizie interesantă. După părerea mea, fostul simplu prim-ministru, care a participat inclusiv prin semnarea unor hotărâri de guvern secrete la acel furt a miliardului, știind că este următorul după Filat și Ilan Șor, probabil a simțit că el este următorul și a hotărât să facă un pas spre guvernare. Dar nu calificați asta ca un pas de salvare de moment și de viitor? Nu știu, se va vedea pe viitor. Iar ceea ce ține de acele replici care au fost date referitor la soluții, programe, cabinete de umbră, stimați colegi, uitați-vă, în 2014 Partidul Socialiștilor a mers în campanie electorală cu un program, cu o platformă electorală, cu un program de guvernare și puteți să vă inspirați din acele documente. Sunt documente oficiale. Platformă populistă am văzut, dar program nu platformă am văzut. Eu chiar vă rog să ne arătați un program de guvernare alternativ, deoarece așa ceva nu am văzut. Am văzut multe ziare, multe pliante, multe poze cu președinți străini, dar nu am văzut un program de guvernare. Și platforma și programul de guvernare a partidului. Cu certitudine, după ce vei explica opinia dumneavoastră, ea va fi despre decizia Partidului Popular European. Cel mai probabil acesta este un pas spre reconfigurarea coaliției de guvernare, alipire la această coaliție a noilor deputați și poate îndepărtarea de la putere a grupării lui Mihai Ghimpu. În coaliția aceasta nouă poate să rămână doar deputați care vor susține noul curs, dar deja fără Mihai Ghimpu. Cel mai probabil. Я не считаю, что это что-то принципиально меняет, потому что, как правильно сказал господин Сырбу, сейчас у правящей коалиции достаточно голосов для любых решений. Поэтому это скорее такой шаг под давлением европейцев, которые относятся положительно к Лянке. То есть, чтобы он, я надеюсь, по крайней мере, что он станет внутренним критиком правящего альянса и изнутри будет указывать на какие-то ошибки. ПЛДМ își poate schimba poziția? Мне кажется, что эта партия, ей уже нечего менять, уже то есть, партия умирает. Да. Nu va face nimic. Pe practic, ea va rămâne, este condamnată să rămână în opoziție până la încheierea acestui mandat. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția cu care sperăm ne-ați urmărit. Dumneavoastră pentru participare la această emisiune. Ne revedem duminica viitoare la replica. Toate cele bune!